Salutări tuturor și fiecăruia în parte! Sunt Valicona și astăzi vă prezint un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Băile Herculane între istorie și legendă. Cine a descoperit puterea apelor termale? Prodomo. Băile Herculane este cea mai frumoasă stațiune de pe continent, locul unde puterea vindecătoare a apelor termale întâlnește prospețimea unică a aerului ionizat. În puține locuri din România, istoria și legendele se împletesc și sunt atât de prezente până în zilele noastre ca în orașul aflat pe Valea Cernei. Și nu multe stațiuni termale din lume au trecut prin momente de glorie în care regi și conducători de imperii de la antichitate până în secolul trecut să le frecventeze și să le considere ca fiind cele mai importante și sănătoase din lume. Fire de legendă. Se spune că în această zonă mirifică a pășit legendarul semizeu Hercules sau Heracles, odată cu expediția argonauților în căutarea lânii de aur. Cu timpul, eroul grec a fost asimilat cu eroul local carpatin Iovan Iorgovan. În varianta locală, Iovan este numit fiu de râmlean, adică fiu de roman, iar eroul urmărește să ucidă un animal fantastic, o hidră periculoasă. Hidra fuge de Iovan Iorgovan și se adăpostește în munți prin zona Cloșanilor. Acolo, sus pe muntele Oslea, Iovan Iorgovan lovește cu palul și o stâncă uriașe care se prăbușește și formează podul de la Ponoare. În zona cheilor Corcoaiei, cheile lui Hercule, are loc prima luptă unde eroul îi taie unul dintre cele cinci capete. Hidra străpunge muntele și fuge, lăsând în urma sa un traseu sinuos, straniile chei săpate în calcarele de pe Valea Cernei, cu speranța că va ajunge prima să se scalde din nou în izvoarele termale pentru a-și reface puterile. Iovan însă ajunge primul, se scaldă, prinde puteri și de fiecare dată îi mai taie hidrei câte un cap. Lupta se repetă până când hidra, rămasă doar cu două capete, fuge pe Valea Cernei către Dunăre. Oamenii locului, pentru a-i mulțumi lui Iorgovan, au cioplit acolo în munte o imensă statuie care astăzi poartă numele de bustul lui Hercule. File de adevăr. În realitate, Iovan Iorgovan a fost un haiduc local vestit, dar și un vânător iscusit, care a trăit probabil înainte de secolul al XVIII-lea, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Aproape toate peșterile importante din zona munților Mehedinți și culoarul montan al Cernei, în special în jurul localităților Orșova, Baia de Aramă, Băile Herculane și Tismana, apar în folclorul local ca locuri de refugiu ale acestuia. Etnograful Mihai Florea a studiat și cercetat viața și isprăvile haiducului și a cules numai puțin de 43 de variante ale baladei populare care îi poartă numele. Iorgovan, mit, legendă, baladă. Numele eroului provine de la o floare locală primăvaratică și este înrodită cu persanul erguan, adică liliac. Puțină istorie. De la împăratul Traian, cel despre care se afirmă că a pus bazele stațiunii, la înțeleptul împărat Marcus Aurelius Antonius, cel care a vizitat stațiunea în anul 214 era noastră, până la Francisc I al Austriei, Franț Iosef și prințesa Sisi, Carol I al României și Alexandru I, regele Serbiei, cu toți au venit în căutarea efectelor miraculoase ale apelor termale din izvoarele minerale ale băilor Herculane. Povestea stațiunii balneare începe mult mai de demult, înainte de vremurile marilor imperii ale Antichității și se împletește cu legenda Marului Hercule, a luptei cu Hidra și a argonauților în căutarea lânii de aur. Din punct de vedere istoric, în zonă se găsesc urme și artefacte începând cu Paleoliticul, dar sunt și dovezi că regiunea continua să fie locuită în toate epocile ulterioare, epoca bronzului, epoca fierului, epoca dacică, epoca romană, epoca feudală, în evul mediu și firesc în epoca modernă. Astăzi, din epoca romană se mai păstrează lângă grota haiducilor băile imperiale romane, decorate cu un bazorelief care îl reprezintă pe Hercule și care conțin încăperi în care s-au păstrat două bazine mari și două căzi individuale. Acestea au fost reconstruite în anul 1838 pe locul vechilor băi romane care foloseau apele izvorului Hercules. Istoricii afirmă cu tărie faptul că însuși împăratul Traian ar fi ctitorul stațiunii balneare Băile Herculane, după cum arată monezile cu chipul său descoperite în urma săpăturilor. Atestat oficial în anul 153 era noastră sub numele de Terme Herculis,
Stațiunea balneară a devenit în scurt timp cunoscută în Imperiul Roman ca un loc de vindecare și a început să fie frecventată atât de oameni simpli, cât și de aristocrația romană, conducători și generali. Așa cum am mai spus, însuși împăratul Marcus Aurelius Antonius a vizitat băile termale Hercules în anul 214, însoțit de mama sa, Iulia Domina. Se mai știe că respectiva zonă era locuită în perioada anilor 150 era noastră de o populație numeroasă și avea importanță strategică, trimițând astfel numai puțin de 5 delegați la Roma pentru alegerile consulilor. Zeilor și divinităților apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Hemus, Carus, Val, Valens, trimiși ca delegați romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcându-se nevătămați, au ridicat acest prinos de recunoștință. Această inscripție este consemnată pe o tabulă votivă din anul 153 era noastră și reprezintă una din numeroasele vestigii rămase de pe vremea romanilor, păstrate până în zilele noastre. De asemenea, mai rezistă și placa de identificare a stațiunii, ad aquas Herculi sacras ad mediam, adică apele sfințite ale lui Hercule de lângă Mehadia. Mai multe apeducte, băi, statui și monede descoperite în urma săpăturilor arată cum Terme Herculis era o sursă de ape sacre cu puteri vindecătoare, căreia romanii sosiți în Dacia îi creaseră un adevărat cult sub patronajul eroului legendar Hercules. Caii au descoperit puterea apelor termale. Băile Herculane, cunoscute astăzi drept o stațiune balneară celebră, cu ape termale cu proprietăți curative, au o istorie bogată ce se întinde pe mai multe secole. Una dintre legendele care circulă în zonă spune că romanii au descoperit efectele miraculoase ale izvoarelor termale de pe Valea Cernei prin intermediul cailor, iar legenda este confirmată și de câteva texte antice din care aflăm cum romanii și-au dat seama de importanța apelor termale. Întorși după campanii militare îndelungate și obositoare, soldații din cavaleria romană care aveau tabără la castrul Pretorium de la Mehadia au lăsat caii să pască pe Valea Cernei. După un timp, au observat cum caii lor, care erau plini de răni și boli, se îmbăiau în apele primului izvor termal întâlnit în cale, izvorul Venera, cunoscut astăzi pentru puternica sa concentrație de hidrogen sulfurat. Caii se refăceau recăpătându-și forța și vitalitatea. Printre afecțiunile pe care se spune că le-au tratat cu succes apele, se numără și scabia sau râia, care a fost, de asemenea, o problemă comună la cai. În mod similar, tendinitele, afecțiuni întâlnite la oameni, au fost tratate cu succes la băile herculane și la cai, care au beneficiat de efectele terapeutice ale apelor termosulfuroase ale stațiunii. Acesta a fost doar începutul. După caii care se tratau singuri, au urmat apoi soldații romani, nobilii și conducătorii, sfârșind cu împăratul Traian, care a dat ordin să se ridice aici un oraș dotat cu băi, care erau alimentate cu apă direct din izvoarele miraculoase. Savanții Imperiului Roman trimiși la Herculane. Autorii antici povestesc că, după ce soldații romani au raportat descoperirile lor superiorilor, aceștia au trimis scrisori la Roma și, drept urmare, cei mai importanți savanți și medici romani au fost trimiși de Traian să cerceteze locurile și vestitele izvoare. Învățații romani, după mai multe cercetări, au ajuns la concluzia că la băile Herculane există locuri cu proprietăți deosebite, locuri unde energiile apelor, ale aerului și ale pământului converg într-un mod benefic în tratarea diverselor boli, scria Taco Profirus. Apoi, aceste descoperiri și observații au fost factorii care au stat la baza deciziei romanilor de a construi o stațiune balneară dedicată lui Hercules, eroul mult iubit în acea perioadă de către toți anticii. Iar dovezile arheologice, cum ar fi monedele descoperite din timpul lui Traian până la Constantinus I, demonstrează că băile herculane au fost folosite neîntrerupt pe întreaga durată a stăpânirii romane. Astfel, stațiunea de pe Valea Cernei a devenit probabil unul dintre cele mai căutate locuri de refacere a sănătății din Imperiul Roman. Urme romane. Romanii au construit aici, la Terme Herculi, ad aquas Herculi Sacras, temple, băi, monumente și statui închinate zeilor Hercules, Esculap și Higeia. Atestarea documentară a stațiunii datează din anii 153 era noastră, fapt consemnat într-o tabulă votivă din băi. Zeilor și divinităților apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, Pomponius Hemus,
lui Carus, Val, Valens, trimiși ca delegați romani să asiste la alegerea în calitate de consul a fostului lor coleg Severianus, întorcându-se nevătămați, au ridicat acest prinos de recunoștință. În perioada civilizației romane, stațiunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atracție pentru aristocrația Romei antice. Impresionați de excepționala putere tămăduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii sosiți în Dacia le-au închinat un adevărat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercules. Dar, după retragerea administrației și armatei romane în timpul împăratului Aurelian, sub presiunea populațiilor migratoare, băile au decăzut mult comparativ cu perioada de strălucire din vremea romană, deși menținerea numelui indică că băile au fost folosite tot timpul anilor următori. Băile herculane devin băi regale. După ce banatul a căzut sub stăpânire turcească, băile herculane și-au pierdut strălucirea și însemnătatea de altă dată. Întâmplarea a făcut însă ca un general armatei austriece, aflat într-o inspecție militară pe Dunăre, la Adakaleh, să aleagă traseul prin băile herculane și astfel să redescopere stațiunea balneară și vestigiile romane. Asta se întâmpla în anul 1734, atunci când banatul fusese cucerit de austrieci și servea ca o zonă de tampon între Imperiul Habsburgic și cel otoman. Numele generalului era Hamilton, de origine britanică, și era comandantul trupelor din Banat, cu sediul în garnizoana Timișoara. Acest Hamilton a rămas impresionat atât de vestigiile romane aproape intacte, dar și de puterea tămăduitoare a apelor de aici și, după un studiu personal, a trimis un raport împăratului. Drept urmare, în anul 1736 a început reconstrucția băilor termale făcută de către grănicerii bănățeni sub coordonarea generalului Andreas Hamilton, guvernator al Banatului din partea împăratului austriac Carol al VI-lea. Băile noi au fost construite pe locul fostelor terme romane, Baia Diana, pentru dureri și oase, și Baia Apollo, una dintre cele mai vechi băi din stațiune. În acea perioadă, mai existau termele romane, ruinele unor temple dedicate lui Hercules și, de asemenea, multe alte antichități romane. Austriecii au dat o nouă viață stațiunii, protejând în același timp și vestigiile istorice romane. Băile herculane au căpătat statut de băi regale, imperiale. Ce a mai rămas? Astăzi, dacă facem o plimbare prin centrul stațiunii, poate fi un fel de călătorie în timp, fiindcă vom vedea clădiri încărcate de istorie și de o frumusețe aparte, construite într-un încântător stil baroc de factură austriacă. Avem astfel hotelul Apollo, aflat în piața Hercules. Clădirea se ridică în anul 1824 și a găzduit pe împăratul Francisc I și pe soția sa, împărăteasa Carolina. În cinstea lor, hotelul a primit numele de Francisc, iar baia de alături poartă numele Carolina. Inaugurat în anul 1862, hotelul Franz Josef, fost Ferdinand, construit în stil baroc ardelenesc, are multe elemente decorative. Intrarea este flancată de statuile zeilor Esculap și Hygeia, iar pe fațadă are o placă de marmură care marchează vizita din anul 1887 a regelui Carol I al României împreună cu regina Elisabeta sau Carmen Silva. Statuia de bronz a lui Hercule este simbolul stațiunii. Aflată în centrul pieței, a fost realizată din fier de tun de meșterii germani Glant și Rommelmeier în anul 1847 și a fost donată de arhiducele austriac Carol ca omagiu pentru ofițerii și soldații armatei imperiale. Alt loc istoric este cazinoul, cel care poartă pe frontispiciu inscripția Saluti et Letitiae, și a fost locul în care, în anul 1896, împăratul Austro-Ungariei Franz Josef, regele Carol I al României și regele Alexandru I al Serbiei au luat prânzul oficial de gală cu ocazia festivităților de deschidere a canalului navigabil Porțile de Fier. Altă celebră locație este Villa Elisabeta, care a fost reședința împărătesei Elisabeta, vestita Sisi, în primăvara anului 1887 și locul de întâlnire de protocol cu regina României Carmen Silva. Se știe că Sisi a petrecut 6 săptămâni în băile herculane și obișnuia să facă plimbări lungi pe trasee montane, fiind o mare iubitoare de natură. Foișorul Elisabeta a fost construit într-o singură noapte de 80 de lucrători ai ocolului silvic, special ca împărăteasa să poată lua prânzul în acel punct de belvedere. De altfel, Sisi a fost ultima mare personalitate politică îndrăgostită de Banat și de frumusețile sale. Se spune că ar fi fost atât de atașată de băile herculane, încât chiar a botezat copilul unui cioban și că, împreună cu suita ei, lua parte la slujbele de duminică.
În concluzie, legendele care înconjoară descoperirea băilor herculane sunt fascinante, dar ele sunt doar o parte din istoria bogată a acestei stațiuni balneare. Descoperirea izvoarelor termale cu proprietăți curative a fost un moment crucial în evoluția și dezvoltarea stațiunii, iar aceasta a devenit un loc de refacere și vindecare atât pentru oameni cât și pentru cai, făcând-o un loc de renume în întreg Imperiul Roman. Astăzi, băile herculane continuă să atragă turiști și pacienți în căutarea sănătății și relaxării, menținându-și statutul de stațiune balneară de excepție. Ați ascultat un alt material semnat de ziaristul și scriitorul George Podorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!